Bună dimineața, la mulți ani tuturor celor prezenți. Clubul Sportiv Cristian Craiova, în spiritul tradiției din Unghiunea, deci alături de liceul Clubul Sportiv Petrache Frișcu. Suntem onorați și mândri să vă vedem așa de mulți și dintre voi sunt mulți campioni care în viitor sper să ajungă la Clubul Sportiv Cristian Craiova. Vă doresc la mulți ani și toate cele bune! Și
Recompensarea copilor. Da, este o recompensare a sportivilor care, într-adevăr, au rezultate și în acest an. Sportivii de speranțele, să zic așa, ale acestui liceu. Cu aceste daruri minunate din partea Clubului Sportiv Stadea Craiova, prin domnul Pavel Badea, într-adevăr, niște daruri consistente și sper ca copiii să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă. E o colaborare și la nivel de club, universitatea cu liceu. Da, noi fiind un club care formează mai mulți sportivi și de performanță, tot timpul am avut sportivi care urmează să facă sport de înaltă performanță la cluburile sportive de seniori, fiind și o colaborare în acest sens. Copiii cum a primit cu bucurie? Copiii au fost foarte mulțumiți de aceste cadouri, de fapt este o tradiție să oferim aceste cadouri de Crăciun. Sper ca și în următorii ani să avem aceeași colaborare foarte bună cu domnul Pavel Badea. Sus la poarta raiului, poarta raiului, paște turma tatălui, turma tatălui. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Ați fost iarăși protagonistul unui eveniment deosebit care a adus multă bucurie aici copiilor de la LPS Petra Chirchiști. Da, este o onoare pentru noi cei de la Clubul Sportiv Stadea Craiova să fim alături de liceul cu profesor sportiv Petra Chirchiști. În acest liceu sunt formații cu preponderență campionice, în anii următori vor face parte din cadrul Clubului Sportiv Stadea Craiova. Totodată, știți cum se spune, orice investiție în copii se va regăsi în timp. Este încurajator că avem sportivi de mare valoare în regiunea noastră. Ei sunt copiii craiovenilor și merită toată atenția noastră. Ne-ați adus multă bucurie, erau mândri că i-ați felicitat și i-ați dat și cadou în același timp. Satisfacția este și mai mare pentru noi. Văzând bucuria de pe fețele lor, satisfacția pentru noi este fantastică. Vom încerca să și în următorii ani să fim alături de ei pentru a le duce bucurie. De fapt, bucuria pe care le aducem lor ni se întoarce nouă în zecit. Ați avut sute de cadouri date în mediul rural, astăzi iar câteva sute. Ați avut, cred că, da, multe sute de cadouri strânse pentru copii. Am reușit să strângem resursele necesare pentru a fi alături de copii în perioada sărbătorilor de iarnă. Acest lucru l-am făcut în ultimii 5 ani și bucuria este și mai mare atunci când vezi pe echipurile celor cărora le dorești aceste cadouri, că le primesc cu mare bucurie. Bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Dar la poartă cine sta, oare cine sta? Sta chiar maica precista, maica precista. Linu-i lin și iarăși lin, bate.